E subiectul momentului și putem să-i spunem marele mister. Pentru că la Senat legea pensiilor a fost votată, urmează Camera Deputaților, din cum am văzut că se desfășoară lucrurile, graba e mare și totuși nu știm cât costă și de unde vor veni banii. În plus, există stenograme obținute de jurnaliștii Digi24 care ne arată negru pe alb că și în fața conducerilor reunite PSD și PNL, ministrul finanțelor rămâne ferm pe poziție. Ministrul finanțelor Marcel Boros spune așa: pentru creșterea pensiilor de la 1 ianuarie cu 13,8%, adică cu indicele de inflație, sunt bani. Mai avem însă nevoie de măsuri suplimentare pentru a avea toți banii pentru recalcularea pensiilor din septembrie anul viitor, pentru că legea prevede o majorare cu 40% în medie. Dar nu sunt bani. L-am invitat alături de noi pe Adrian Veștea, este ministrul dezvoltării. Bună seara, domnule ministru! Bună seara și mulțumesc de invitație! Pentru dumneavoastră e clar cât costă și de unde vin banii? Ceea ce consider că este extrem de important și ar trebui să știe toți cei care ne urmăresc este faptul că pensiile reprezintă un jalon în cadrul PNRR și este un jalon în care trebuie să creăm o echitate din punct de vedere al contributivității, iar toate pensiile trebuie să ajungă să fie primite în urma contributivității pe care au avut-o fiecare dintre seniorii noștri. Cu siguranță, cum s-au găsit bani pentru o serie de alte proiecte, se vor găsi bani și pentru acest obiectiv extrem de important pentru societatea românească, fiindcă fiecare dintre noi avem acasă persoane care astăzi, după o lungă trudă, ne-au adus pe noi să putem să avem... Cât costă? Da. 25 de miliarde sau 55 de miliarde? Sunt sume pe care în decursul timpului, și aș vrea să vă aduc în atenție faptul că Partidul Național Liberal a crescut cu 40% punctul de pensii și ne putem discuta la concret, chiar am câteva hârtii care spun aceste cifre, de la 1265 la 1785 în ultimii 3 ani de zile. Este o dovadă că, până la urmă, am ținut cont de acest lucru. Nu cred că trebuie tratat acest aspect ca și un aspect politic, încât să considerăm că sunt niște persoane care sunt asistate și că, de fapt, nu-și merită toate aceste drepturi, ci, din contră, trebuie să găsim resursa financiară în care să putem reglementa aceste lucruri, dar nu în detrimentul investițiilor, fiindcă vă vorbesc totuși din perspectiva unui ministru care are responsabilitatea. Presupun că e important pentru dumneavoastră ca pensiile astea să fie și plătite. Este foarte important, adică, și am toată convingerea, am o promisiune și după aia să nu mai vină bani. Dacă era să se fluture oamenilor o promisiune, se făcea acest lucru spre finele anului viitor, când probabil cele mai importante alegeri sunt alegerile parlamentare. De această procedură va începe încă de la 1 ianuarie, iar ceea ce consider că este extrem de important este faptul că încă din perioada în care Raluca Turcan, ieri am fost în județul Sibiu, această lege a pensiilor a fost pregătită chiar de către liberali. Dumneavoastră spuneți așa, că bani se vor găsi, trebuie să se găsească, nu se poate, toată lumea are acasă pensionari. Ok, cât costă? După calculele pe care dumneavoastră le-ați prezentat, trebuie identificat o sumă de 25 de miliarde de lei. E vorba despre doar ultimele 4 luni ale anului viitor, 25 de miliarde. Deci înmulțim cu 3 ca să aflăm impactul pentru un an? Nu vorbesc din poziția unui ministru al finanțelor, dar este un subiect care, după cum vedem, este aprins și a creat o efervescență destul de mare. Vedem că astăzi acest subiect dezbătut în Senat a trecut, după cum și dumneavoastră ați prezentat înainte să intru în emisiune, iar dacă a trecut în Senat, cu siguranță că au identificat toată această resursă financiară care anul viitor va fi pusă la dispoziție pentru a nu intra într-o situație critică. Și totuși nouă nu ne-a spus-o nimeni. Poate dumneavoastră în guvern aveți mai multe informații, că nu ne-a spus nimeni. Cu siguranță, fiecare dintre noi ne facem calcule pe domeniile noastre de activitate. De acord, dar obligația nu credeți noastră că ar trebui să știe țara, poporul, cetățenii? Ar trebui să știe țara, poporul, dar toate aceste informații, de unde se iau sau care sunt, în primul rând, cred că ar trebui să fie diminuată evaziunea fiscală. Cred că sunt pârghii în acest sens, cred că digitalizarea ANAF-urilor va duce la acest lucru și această sumă cu siguranță se regăsește în aceste calcule. Ordonanța... Ceea ce este cer și cred că trebuie să precizăm de la bun început este faptul că nu se vor face creșteri de taxe și impozite. În 2024.
În 2024, Dumnezeu, vorbim de 2024, care trebuie să fie un an în care noi trebuie să ne închidem pe anumite cifre la deficitul bugetar și care trebuie să fie un an în care să putem derula toate procesele economice pe care ni le stabilim la începutul exercițiului financiar. Ordonanța care oprește, limitează cheltuielile primăriilor, administrațiilor locale și toată presa vuiește că primarii sar la gâtul guvernului, sunt primari nemulțumiți, aveau investiții de făcut, investiții din fonduri proprii, da? Pe care nu le mai pot face, nu le pot duce la bun sfârșit, pentru că au fost limitate cheltuielile pentru sfârșitul anului la media din primele 10 luni ale anului. Asta e prevederea ordonanței. Ceea ce cred că ar... Întrebarea este, câte primării, aveți o estimare, sunteți ministrul dezvoltării, da. Aveți o estimare câte primării sunt într-o astfel de situație? Deci, sau toate sunt? Toate noi am au avut, pe care chiar în cursul zilei de astăzi, am avut o evaluare referitor la toate solicitările pentru care autoritățile publice locale doreau să facem memorandumuri. Pentru a le înlezni toate aceste cheltuieli, avem până în prezent centralizate 250 de astfel de solicitări. Am evaluat fiecare dintre aspectele ce pe care... Ce înseamnă memorandumuri? 250 de primării vor o derogare de la ordonanță, 250 da? De primării, dar de cele mai multe ori sunt aspecte comune, aspecte care țin de evenimente cum ar fi sfârșitul de an, sunt evenimente care țin de adiționarea unor acte pe parte de investiții, de cumpărarea unor imobile, de finalizarea unor asfaltări sau de începerea unor asfaltări. Fiecare dintre ele sunt evaluate. Am avut chiar în cursul zilei de astăzi întâlnirea cu Ministrul Finanțelor și vom face în așa fel încât să nu existe niciun fel de blocaj pentru toate proiectele care reprezintă investiții și să găsim soluția pentru a închide anul cum se cuvine. Vreau să ne spuneți mai multe lucruri și sunt foarte curios. Deci, până acum 250 de primării au cerut derogări. Unele dintre ele ne spuneți că au cerut derogări pentru petreceri. Vor primi derogările pentru petreceri? Au fost astfel de solicitări. Sunt solicitări care știm cu toții la finele unui an bugetar, în situația în care nu ai avut o procedură de achiziție prealabilă pentru evenimente. Adică dacă n-au făcut-o până acum... Nu au făcut-o până acum, nu au posibilitatea să o facă. De la caz la caz, în funcție de modul în care își prezintă și fundamentează toate aceste aspecte, vom ține cont și vom încerca să nu blocăm investițiile. Ceea ce îi asigur pe toți colegii noștri care sunt în administrația publică este faptul că am avut discuții chiar în cursul zilei de ieri cu Asociația Municipiilor din România, le-am cerut un punct de vedere, am dorit să văd care sunt aspectele pe care le solicită la adresa guvernului, iar noi vom pregăti toate aceste derogări în așa fel încât să nu intrăm în blocaj. Îi invitați acum pe primar să vă trimită scrisori în care să ceară derogări sau sunt, perioada s-a încheiat? Sunt 250? Nu, se pot trimite constant astfel de derogări. Important este ca toate aceste solicitări să fie foarte bine fundamentate și justificate. Iar eu am toată convingerea că vom ține cont de obiectivitatea lor și vom face în așa fel încât, în special, proiectele de investiții, proiectele care se derulează din proiectele care sunt pe final și care trebuie parcurs, să le vom da curs. Ați spus că este vorba și despre asfaltări. Există proiecte importante, mai importante decât asfaltările, care totuși, au fost afectate de totuși, ordonanță? Totuși ne aflăm în luna noiembrie. Dacă suntem obiectivi, Există un proverb, nu mai ai cum să-ți faci vara sanie și iarna căruță, fiindcă în administrație trebuie să ai posibilitatea să ai condiții meteorologice în așa fel încât să poți asfalta la anumite condiții, în anumite condiții din punct de vedere al temperaturii. Deci, eu cred că luna noiembrie în marea majoritate a localităților din România nu se mai pot face asfaltări. Mă refer la contracte noi, fiindcă contractele care sunt în derulare astăzi se pot derula. Evident, plățile se fac în media celor 9 luni de zile, iar în situații care sunt extreme și care sunt bine justificate și vin din credite, chiar am discutat zilele acestea, să încercăm să găsim posibilitatea de a se putea plăti. Pierdeți primari la PSD. Pleacă primari din PNL la PSD. Cât de gravă e situația, din punctul meu de vedere?
Nu cred că este deloc gravă și vă spun o persoană care vorbește prin puterea exemplului. În ultimii mai mult de 7 ani de zile am fost ordonator de credite, iar din perspectiva mea nu a existat o astfel de practică de a-i încuraja pe primari, oferindu-le anumite beneficii materiale să îi transfer dintr-o parte într-alta. Nu cred că nici astăzi acești primari au posibilitatea să treacă promițându-le ceva, ținând cont de faptul că totuși ministerul cu bani, cum se spune, Ministerul Dezvoltării, este al liberalilor. Nu am avut astfel de practici, chiar dacă am fost în mai mult de 30 de județe, nici eu nu am încurajat astfel de situații, dar cei care trec dintr-o parte într-alta, cu siguranță că în trecut au mai avut un parcurs, cu siguranță au trecut de la PSD la PNL. Nu sunt o pierdere pentru PNL? Dacă ne raportăm și facem o evaluare pe fiecare primar care a avut o astfel de opțiune, probabil mandatul trecut când Partidul Național Liberal a fost la guvernare, a trecut dintr-o parte într-alta. Adică sunt oportuniști, ne spuneți. Sunt astfel de situații. Eu nu cred că astăzi... De ce pleacă la PSD? Nu știu și ceea ce... Păi cum nu dacă știți? Dacă sigur vă interesează. Domeniul dumneavoastră. Dacă ar trebui să facem o evaluare reală astăzi, Partidul Național Liberal a câștigat alegerile locale din anul 2020 cu 34%. Partidul Social Democrat a avut un procent de 30%. Partidul Național Liberal a câștigat în Urbanul Mare, unde am obținut rezultate mult mai bune. Deci ei au avut un număr mult mai mare de primari localități mai mici, iar toate aceste transferuri care se fac nu consider că sunt o pierdere pentru Partidul Național Liber. Vă mulțumesc, Adrian Veștea, este ministrul dezvoltării în studioul Digi24.